Noi facem foarte mult muncă de teren. Noi mergem în familie, monitorizăm sarcini, eu monitorizez sarcini, am grijă de copii, de nou născuți. Cum ți se deschide ușa? La început a fost foarte greu să mi se deschide ușa, nu mi se deschideau. Pur și simplu, oamenii erau refractari, da, nu aveau încredere. Da. Cine ești? Vrei de să intri în familia noastră? De când s-au auzit un asistent medical pe teren, adică e ceva nou, asistent medical pe teren. Nu percepeau că ai venit să faci ceva bun pentru ei. Da. Le era teamă de ce nu cunoșteau, așa exact, e? Exact. Așa. Și cum ai reușit să treci peste această barieră, să spun, de comunicare? Am colaborat și cu medicul de familie, am insistat și în școală, deci am dat informația în mai multe locuri ca să prindă cumva încredere în noi, că noi lucrăm împreună și noi mergem împreună de cele mai multe ori. O reușită de care ești mândră? Un caz concret. Copii care nu-i văzuse niciun medic, 5-6 ani, și am scris la medic și am dus la medic măcar pentru o consultație. Ți s-a întâmplat să intri într-o casă și să descoperi acolo un copil bolnăvior sau un copil cu o dizabilitate căruia părinții nu știau ce să-i facă, poate n-aveau nici bani și poate își închipuiau că a merge la medic înseamnă neapărat o cheltuială pe care nu și-o permit. Da, asta e un lucru cert în gândul lor. Avem un caz în care o fetiță nu era înscrisă în grad de handicap. Am făcut tot posibilul, am dus-o la medic, a reușit încadrarea în grad. Se descurcă mult mai bine și cu bani acum, mai ales că are grad 1 cu însoțitor. Deci, practic, părinții n-ar fi făcut nimic, nici pentru a accesa dreptul ce se cuvine acestui copil. Nu ai informație. Practic, nu accesezi drepturile pe care le ai. Exact.